Stai aproape, Robert, stai aproape la mia. Bun, cum a fost drumul până la sediul jandarmeriei din Buzău? În primul rând aș vrea să vă mulțumesc pentru această frumoasă primire. Drumul este anevoios, ca orice alt drum foarte, foarte lung. Astăzi am parcurs peste 40 de kilometri și vor mai urma astfel de drumuri, de asemenea distanță. Suprafața fiind foarte dură, se simt anumite dureri la picioare, în special la picioare. De la picioare până la jumătatea corpului, în rest totul este ok. O să vă rog să ne spuneți ceva determinant să plecați în această cursă. Această cursă o fac în memoria victimelor de la Bruxelles. Ce s-a întâmplat acolo nu ar trebui să se mai întâmple. Oameni nevinovați ca pradă lupte altora și noi, din păcate, nu putem face nimic. Măcar prin această cursă sau în municipiul Galați, pentru copii cu probleme foarte grave de sănătate, oameni în vârstă care la fel suferă de boli grave și care au nevoie de foarte mult ajutor. Iar acțiunile mele, de multe ori, au deschis alte căi spre acei oameni pentru a fi ajutați și din alte părți, nu numai din acțiunile mele. Ați alergat singur? La Galați am alergat împreună cu prieteni de-ai mei alergători, care m-au condus chiar până la sediul Inspectoratului de Jandarmerie Județean Brăila. De la Brăila? De la Brăila singur am alergat până la Ianca, apoi de la Ianca la Făurei și astăzi la Făurei. La marginea drumului? Da. Cum reacționează oamenii? Cred că multă lume este informată în ceea ce privește această acțiune, acțiunea pe care o desfășor. N-am întâlnit oameni care să critique ceea ce fac, chiar și circulația fiind îngreunată, lumea mă încurajează și mă aplaudă. Și acest lucru îmi dă un impuls moral astfel încât să reușesc să ajung până la București. Un moment deosebit, așa, pe traseu? Momente deosebite, acestea sunt, v-am spus, încurajările oamenilor. Simt, pentru că eu, în afară de a alerga, nu fac nimic altceva decât să ajung de la o destinație la alta. Și cu atât mai mult apreciez primirea pe care mi-ați făcut-o astăzi aici. A fost foarte frumos. Mă simt onorat. De la limita de județ cu o parte din colegi ca și antemergător, iar de la intrarea în oraș, cu sprijinul celorlalte structuri, inclusiv Ministerul Apărării, Poliție, Pompieri, celelalte forțe ale Ministerului Afacerilor Interne, au participat prin reprezentanți, simbolic, până la sediul unității, tocmai în aceeași idee, în același spirit de luptă împotriva violenței.
Nu este prima dată când jandarmii dovedesc că sunt alături de oameni, fie că vorbim despre Buxer, fie că vorbim, așa cum spunea colegul dumneavoastră, despre cazurile sociale, umanitare și așa mai departe. Îi sprijiniți, îi susțineți în manifestarea unor astfel de... În primul rând, cred că suntem printre structurile cele mai implicate în a combate violența. Și tocmai de aceea știm ce înseamnă acțiunile cu violență, acțiunile violente, și ca atare ne asumăm această sarcină, zicem noi, de a încerca să aducem în fața oamenilor și faptul că ar fi bine să ne schimbăm atitudinea cu toții pentru a aduce liniște, pentru a evita ciocnirile violente.